Salut și bine ați venit la Doar de Lectură. Astăzi vom discuta despre cartea scrisă de China Mieville, Orașul Ambasadei. Cartea e de la editura Paladin, are undeva la 469 de pagini. Și se află în traducerea, ia să vedem, Liviu Radu. Ok, Liviu Radu, știm că la rândul lui e scriitor, există cărți care sare pe canal. Puteți să verificați un scriitor de science fiction destul de bun, după părerea mea, pe care am avut și plăcerea să-l cunosc în trecut. Bun, dar revenind la carte, cartea ne prezintă, o să vorbim mai întâi despre sinopsis, părere pro și contra, ne prezintă o poveste, povestea lui Avis Bernard Cho. Avis Bernard Cho este o locuitoare a unei colonii terestre de la marginea universului. Colonia respectivă se numește Orașul Ambasadei, iar locuitorii planetei se numesc Arikei, dacă le pronunț eu bine numele. Ok, aceștia sunt niște extraterestre destul de ciudați, au niște aripi, mai multe brațe, mă rog, ochi și așa mai departe. Te duce cu gândul la o insectă destul de mărișoară. Bun, cam așa ar fi ei ca descriere. Personajul nostru pleacă la un moment dat de pe colonie, prin univers, străbate mult acest univers înconjurător, îl explorează, ca să zicem așa, în cele din urmă, însă se întoarce înapoi. Când se întoarce, este privit destul de bine de către locuitori de acolo și ea era un fel de, să numească, scufundători în imers. Sincer să fiu, multe idei pentru mine, cel puțin, pentru că am citit cartea și într-o perioadă destul de aglomerată din viața mea, în care aveam mult de învățat și mai departe, au trecut pur și simplu pe lângă, nu le-am înțeles, cum ar fi merul, neantul și așa mai departe, de date tehnice ale călătoriei către alte planete. Dar revenim la planeta de unde este ea originală, se întoarce împreună cu un soț pe care l-a cules, soțul ei, pe care l-a cules din una din călătoriei sale, ajunge pe respectiva planetă, este bine primită și aflăm mai multe despre băștinașii planetei, acești Arikei. Arikeiștii aveau un limbaj destul de complex, destul de foarte ciudat, pentru că una din lucrurile pe care ei nu puteau să-l fac era nu puteau să spună minciuni. Ei trebuiau să spună doar lucrurile pe care le vedeau în momentul ăla, să le relateze. De asemenea, limbajul lor era oarecum mai complicat și nu putea fi vorbit de către oricine, necesitând niște ambasadori. Ambasadorii aceia, ca să poată să vorbească limbajul, trebuia să o facă în persoane de două, unul având limbajul așchiat și unul limbajul atrunchiat, nu mai știu cum, deci vorbeau în același timp două persoane. Ei trebuiau să fie cumva în același timp conectați, nu puteau fi învățați, trebuiau să fie conectați între ei. Se preferau gemeni care reușeau să aibă o conexiune mentală, înțelegeți? Și în felul ăsta reușeau să comunice. Cu toate că existau persoane care înțelegeau, nu puteau să vorbească. Un alt lucru pe care extraterestrii îl foloseau erau comparații. La anumite persoane deveneau o comparație. Și aceste comparații ajutau să-și exprime anumite trăiri, anumite dorințe și așa mai departe. Inclusiv eroina noastră, Avis, este o comparație, fata care a mâncat ce i s-a dat. Mă rog. Mai era băiatul care a notat noaptea și așa mai departe. Dar, iar
extraterestri aceștia aveau relații cu ambasadorii și erau destul de importante pentru că aceștia livrau o tehnologie hibrid bio hardware, ca să zic așa. Primeau lucruri din comunitate, inclusiv din capitala, hai să zicem, Imperiului, și le modificau, le aduceau o componentă biologică și acestea ajungeau înapoi în univers. Bineînțeles, asta era un lucru destul de important și făcea ca această colonie să fie destul de importantă. Bineînțeles că lucrurile evoluează la un moment dat, deoarece colonia, ca multe alte colonii, își doresc mai mult de la ei, își doresc o autonomie. Lucru care, normal, nu e privit cu ochi buni de către capitala acestui regat al oamenilor sau imperiu sau cum doriți să-i spunem. Bun. Cartea e destul de complexă. Multe lucruri solicită foarte mult înțelegerea. Se vrea un science fiction lingvistic. N-am mai auzit așa ceva până la această carte. Nu știu dacă voi mai auzi vreodată așa ceva. Destul de interesant. Haideți să vorbim acum despre păreri pro și contra. Pro. Cartea e oarecum originală. Pot să recunosc asta, că nu cred că am mai întâlnit. Mi se pare că a mai fost o chestie prin călătoriile lui Gulliver. Erau niște creaturi care nu puteau să vorbea, să spună minciuni. Putem spune că n-am mai sunt chestii care le-am mai întâlnit, dar personal atât de complex, o specie extraterestră care are un limbaj complex, nu cred că am mai întâlnit pe undeva, așa că pot să consider această carte o carte originală într-o mare parte. De asemenea, mai vine și cu alte idei originale, cum ar fi călătoria în Imer, prin Neant, dar aceea e altă problemă. De asemenea, modalitatea prin care se poate vorbi, fiind necesar doi oameni cu două voci diferite care se exprime același lucru. În carte, când ni se spune despre limbajul ăsta, e trecută o liniuță, în mijlocul mi se liniuța de la împărțire, și cuvintele cele două din limba sunt trecute sus și jos. Ele normal au înălțimea unui cuvânt, dar sunt rostite în același timp. Ca să înțelegem noi că ambele cuvinte erau rostite în același timp. Bine ales acest mod de scriere. Bun. Cam atât despre lucrurile pozitive. Lucruri negative aici am mai multe. Odată, complexitatea. Mult din această carte a trecut pe lângă mine așa. N-am reușit să o înțeleg. Poate dacă aș fi fost mai atent, dar nu am fost alegerea perfectă în perioada în care eu am avut foarte mult de învățat, deci citeam undeva la 2-3 pagini pe zi, normal că am pierdut din... Și fiind și o carte foarte complexă, multe lucruri mi-au scăpat. De asemenea, limbajul, modul în care e spus, ne este livrată informația, e un limbaj greoi, un limbaj care te face să zici că nu ai cunoștințele pentru a înțelege această carte. Cumva eu am obișnuit de la acest autor din Regele Șobolan și Kraken cu un limbaj accesibil, prietenos, de aceea și alesesem, știind că am o perioadă aglomerată, am să aleg o carte ușoară, așa am zis eu că e ușoară pentru că nu m-am interesat înainte. Am fost oarecum dezamăgit de alegerea mea. În altă perioadă a vieții, poate că altfel aș fi înțeles cartea. Am zis, foarte complicată, e o carte care te bagă într-un reading slump. Nu am înțeles-o în totalitate, asta e clar. Personajele mi s-au părut destul de, nu știu cum să spun, nu le-am vizualizat. Mă apăreau personaje la un moment dat și nu știam de unde să le am reținut doar câteva, a fost o multitudine de personaje, au fost construite, dar mai mult prin acțiunile lor și nu le-am văzut ca personaje de sine stătătoare, aici e un alt mare minus al cărții. Ce mai pot spune e că acțiunea devine atât de întortocheată și se întâmplă atât de multe lucruri că la un moment dat simți că te-ai pierdut acolo. Prima parte a cărții, cred că vreo 200 și ceva de pagini,
Nu se întâmplă mare lucru, e iarăși destul de greu să treci peste această bucată de carte. Eroul principal sau eroina în cazul nostru mi s-a părut probabil una din cele mai inutile personaje din istoria literaturii de care am dat eu. Nu face absolut nimic important decât la finalul cărții, când vine cu o idee pe care o duce oarecum la cap, bineînțeles, nu singur, ci cu ajutor. În rest, e personajul care aleargă de colo-colo, absolut ce face nu contează, se învârte încercând să facă lucruri, nu iese nimic, oricum nu conta. Lucrurile importante ale cărții se desfășoară cu propria lor voință, iar personajul nostru e complet inutil, părerea mea. Nu știu, nu zic că e o carte slabă, Doamne ferește, dar e clar că n-a fost pe gustul meu. Sincer, sunt dezamăgit de acest scriitor, poate și din cauza faptului că am multe așteptări de la din prisma celorlalte două cărți citite. E clar, cartea asta m-a depășit. Probabil la o a doua citire vor fi mai clare lucrurile, cu toate că mă îndoiesc. Am încercat la un moment dat să văd și pe internet părerile altora, cam toată lumea un pic ambiguă despre ce se întâmplă în cartea asta. E ok, câteodată literatura e mai mult decât putem noi duce. Ăsta e un clas clar, nu recomand deloc celor care nu au o perioadă liniștită pentru a citi cartea asta, pentru că e clar că multe lucruri vor trece pe lângă și da. Trebuie un pic studiu ca să înțelegi, pentru că autorul nu prea are răbdare să-ți explice ce e Imerul, ce este Neantul, de ce vor nu se înțeleg băștinașii cu oamenii, cum e cu limbajul. Trebuie să le prinzi din mers, nu are răbdarea de a-ți explica. Lucruri destul de frustrant pe alocuri, că citisem lucruri și nu înțelegeam ce era cu ele și apăreau personaje și dispăreau și nu înțelegeam care a fost rolul. De asemenea, structurarea cărții, că este capitole înainte, parcă îi spune, și după, nu mai știu cum sunt, lucruri care se petrec în momentul în care lucrurile devin serioase, cum ar fi prezentul, și cum s-a ajuns acolo din trecuturile ei, nu mai știu cum să zice, mă rog. Nu găsesc acum în carte. Sunt capitole 1 și 1, pe mine m-au rupt de la firul acțiunii și așa era greoi. Capitolele acelea de flashback, care nu sunt pe tot parcursul cărții, sunt undeva doar jumătate din carte. Iarăși m-a făcut să asimilez mai greu această acțiune, nu știu. Pentru mine cartea asta a fost o mare dezamăgire. Cu indulgență am să-i dau un 7 din 10. Asta fiind zise, până data viitoare vă doresc o zi bună, la revedere și nu uitați să rămâneți dornici de lectură.